Soldații care și-au dat viața pentru patrie în urmă cu 100 de ani nu au fost uitați de cetățenii comunei Vâlcene-Golești. Ca în fiecare an, foste cadre militare, autorități locale, dar și cetățeni care au avut rude care au murit în primul război mondial, au participat la o serie de evenimente dedicate eroilor din comuna Golești. Manifestările au început la biserica din satul Blidare al Dești cu o slujbă comemorativă. După ceremonie, cei prezenți au mers la casa primului ostaș care a căzut la datorie în urmă cu un secol. Ne aflăm în fața acestei case, de unde în urmă cu 100 de ani a plecat la chemarea patriei sub drapel eroul Ion Deaconu Stanciu, contingent 1911, care avea 22 de ani și care era căsătorit cu Ioana Mangu din comuna vecină Milcoiu, fără urmași. Deci, el a plecat să servească la chemarea țării, a servit patria sub drapelul de luptă al regimentului 4 Dorobanți Argeș, un regiment evocator de vitejie strămoșească. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte. În casa aceasta o avea făcută cu 5 ani înainte, deci 1911. El provenea dintr-o veche familie de țărani moșneni ai fostului sat Blidari, iar în anul 1865, cătunul Aldești, aparținător de satul Blidari, după legea comunală a Lucuza din 1864, s-a transformat în sat de sine stătător. Deci, este primul erou al satului Aldești, din fosta comună Blidari, care în ziua de 28 august 1916, la orele 2 post-meridian, a căzut pe câmpul de luptă din Valea Oltului, de la Câinenii, în document scrie Coții, Măgura. Participanții au mers apoi la monumentul de la intrarea în localitatea Vâlceană, unde au asistat la un scurt ceremonial religios, urmat de o depunere de flori din partea autorităților. Cu ocazia împlinirii 100 de ani de la primul război mondial, după cum am făcut și slujba de pomenire pe fiecare an și, bineînțeles, în fiecare sărbătoare și duminică sunt pomeniți, și țin să-i mulțumesc domnului colonel Aldescu, pentru că am văzut că se luptă și sunt mândru de dânsul să apropie și pe noi primărie și o parte colectivul primăriei, și aș fi mândru de dânsul dacă ar încerca să facă acest lucru și poate să, adică împreună cu dânsul și tineretul, să-l aducem să cunoască faptic tot ce a făcut rămasă. Deci și în primul rând mai avem acest monument la inițiativa domnului inginer Constantinescu, care s-a luptat foarte mult să facem aici această lucrare, și tot timpul este și lângă tineret și lângă noi, după cum vedeți, la orice zi de sărbătoare. După depunerea coroanelor, cei prezenți au vizitat locul unde eroii români și-au dat viața pentru patrie, în comuna Câineni.